Accidentul s-a produs miercuri la amiază pe drumul național 17 între comunele Șcheia și Stroiești. Șoferul unui autoturism Dacia Logan, care circula spre Stroiești, a pierdut controlul volanului într-o curbă ușoară la stânga și a intrat în șanțul de beton de pe partea dreaptă a drumului. Autoturismul a mai rulat pe o distanță de 20 de metri, după care s-a izbit violent într-un cap de pod de la un drum secundar. În autoturism se mai aflau sora șoferului și două persoane luate la ocazie. Victimele au fost extrase de pompierii militari și au primit primul ajutor din partea medicilor SMURD. Din păcate, sora șoferului, aflată pe scaunul din dreapta față, nu a putut fi salvată. La fața locului am găsit 4 victime, dintre care 2 erau încarcerate. Cele 2 victime au fost extrase destul de repede, însă, din păcate, pentru o femeie în vârstă de 52 de ani nu s-a mai putut face nimic, declarându-se deces. Am fost sesizați cu privire la faptul că pe drumul național 17, la kilometru 247 plus 120 de metri, s-a produs un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a 3 persoane și decesul unei a 4-a persoane. Ne-am deplasat la fața locului, iar din primele cercetări am constatat că șoferul autoturismului marca Dacia Logan, deplasându-se pe DN17 în direcția Suceava către Gura Humorului, la kilometru 247 plus 120 de metri, ne adaptăm viteza într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a lovit un podeț. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a șoferului, decesul pasagerei de pe scaunul din dreapta față, precum și vătămarea corporală gravă a unui pasager de pe scaunul din spate și vătămarea corporală ușoară a celuilalt pasager. Șoferul și unul dintre pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ați mers pe Gura, nu? Da. Și v-ați dus în șanț, nu? Da. Am avut-o pe sora mea, am luat-o de Suceava și o să bea la casă. La unitate de primire urgențe au fost aduși 2 pacienți, victime unui accident de circulație. Ambii pacienți, stabil din punct de vedere hemodinamic și respirator, unul din ei fiind cu un politraumatism. Acum, în momentul de față, este trimis la computer tomograf pentru investigații, iar cel de-al doilea, am putea spune doar policontuzionat, tot cu interesarea mai multor regiuni anatomice, în curs de efectuarea radiografiilor, care vor preciza cu exactitate dacă există leziuni mai severe. Polițiștii au deschis un dosar penal și îl cercetează acum pe șofer pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.